Uleiul de cătin acționează ca un tonic general, ajută la întărirea sistemului imunitar, combate stresul și contribuie la încetinirea procesului de îmbătrânire. Acesta este extras din semințele și fructele acestei plante. Constituie un important leac pentru sănătatea epidermei și se regăsește atât sub formă de ulei cât și de ceai. Uleiul de cătină este bogat în vitaminele A, B și C și în minerale cum sunt magneziul, calciu și fierul. Mai conține și acizi grași esențiali, omega-3, omega-6, omega-7 și omega-9, scrie doctorulzilei.ro. Printre compușii cei mai importanți ai plantei se numără și carotenoidele și serotonina. Aceasta, din urmă, combate infecțiile din organism și contribuie la vindecarea rănilor și a arsurilor. Este adjuvant în afecțiunile orele neurologice, dermatologice, ale aparatului digestiv, ameliorează simptomele bolilor de inimă și este recomandat și în problemele urogenitale. Uleiul de cătină este un bun remediu pentru tratarea anemiilor, are efecte anti-îmbătrânire, iar industria cosmetică îl folosește ca ingredient în creme datorită capacității de a combate ridurile. Uleiul de cătină este de ajutor pentru a scăpa de stările de oboseală datorită conținutului de omega-3 și omega-7. Nu se recomandă femeilor însărcinate, celor care alăptează, copiilor sub 12 ani, persoanelor alergice și celor care suferă de rinichi ori de intestine. Uleiul de cătină nu trebuie consumat în doze mari, deoarece poate duce la deshidratarea organismului și poate afecta rinichii.